Consilierii locali ai orașului Braza au reușit să finalizeze ultimul pas înaintea începerii funcționării mult așteptatului parc industrial din localitate. Aceștia au aprobat în 31 ianuarie hotărârea de dare în administrare a halelor și terenurilor aflate în proprietatea Consiliului Local către Societatea Comercială Parc Industrial Braza. Astfel, începând cu această lună, parcul industrial va putea semna primele contracte de închiriere cu investitorii care s-au arătat deja interesați să demareze afaceri în această zonă. Important pentru orașul Braza să începem efectiv să avem un parc industrial societăți care funcționează efectiv, este faptul că aceste societăți o să aducă bani la bugetul local. Din ce? Din TVA, din impozitul pe venit și, în ultimul rând, va absorbi forța de muncă de pe platforma Hidrojet, platformă și societate comercială care are, la momentul actual, o situație financiară mai deosebită. Să știți că sunt permanent în legătură cu directorul societății și cu liderul de sindicat spre a mai prelungi existența acestei societăți până când noi acolo vom demara procedurile și până când o societate comercială va începe să funcționeze. Situația salariaților de la Hidrojet este una foarte gravă în acest moment, problemele financiare agravându-se atât de rău încât nici plata integrală a salariilor nu mai poate fi asigurată. Ministerul de Finanțe a mai păsuit până în luna februarie, dar cu condiția ca SC Hidrojet să facă o organizare și o restructurare corespunzătoare. Pot să vă spun că Ministerul de Finanțe a avut tot interesul să mai prelungească existența acestei societăți, dând chiar un ordin al Ministerului de Finanțe prin care societatea comercială va putea să dea în plată către Ministerul de Finanțe tot ce mai deține. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în imediata perioada următoare trebuie să demareze procedurile de inventariere a tot ce mai deține și de predare către Ministerul de Finanțe și de scădere a datoriei pe care o are. Potrivit primarului din Braza, Gheorghe Richea, până în prezent 8 operatori economici au depus cereri pentru închirierea de spații în parcul industrial și alte 3 societăți și-au anunțat intenția de a-și începe aici activități de producție.